Noiembrie a venit cu surprize din partea Teatrului George Ciprian. Activitatea nu a fost oprită, iar buzoienii sunt așteptați la spectacolele programate în ultima lună de toamnă. Nu luăm pauză nici în luna noiembrie. Pe 21 noiembrie am programat comedia spectacolului Aniversarea, un spectacol în care vor juca Paula Chiril, Anca Dinicu, Bogdan Farca și Octavian Cosmin Pana. Iar pe 27 noiembrie avem spectacolul Omul cu Mârțoaga, în regia lui Dan Tudor, un spectacol care este deja cunoscut de publicul buzoian. Prețul biletului este de 35 de lei preț întreg, reducere 20 de lei pentru elevi și studenți sau pensionari. Condițiile de protecție în ceea ce privește riscul infectării cu SARS-CoV-2 sunt respectate cu strictețe de către personalul instituției, sala fiind igienizată regulat, dar și prin distanțarea impusă pentru publicul spectator. Sala poate fi ocupată până la 30%, asta înseamnă că un loc va fi ocupat, iar două vor fi libere. Buzoienii sunt invitați să se destindă pentru cel puțin câteva ore și să se bucure de reprezentațiile oferite de Teatrul George Ciprian. Veniți la teatru, vă așteptăm să ne relaxăm împreună și să uităm de aceste vremuri. Da, hai să ședem. Nene! Nene, Dumnezeu nu mi-a dat mie multe daruri, dar unul mi l-a dat. Văd! Tu să nu te mintichi, dar dacă te spune că știam, ai să fii astăzi acum aici.